Salutare lumea, Zanut aici, cum fost cu română la Star Wars The Republic. Știu că se împarte în două imperii, cum ar veni Galactic Republic sau, mă rog, Republica și Imperiul, ceva de genul ăsta. Ca să fiu mai explicat. Mai explicat, explicit, nu? Whatever. Oricum, aveți o mine de descriere sus, puteți să mergeți la Sith să vă alegeți dintre patru clase care mai târziu vor evolua în... Adică vor evolua, cred că se vor împărți mai exact, adică nu știu, unul zice se face mercenar, altul se face power tech. Ați înțeles voi, ok? Ok. Aveți niște mini combat role, story, background, toate cele. Haideți dintre patru, bineînțeles că Situ, Inquisitor și toate chestiile astea ar diferi față de cei de la Republica. Republic, The Republic. Nu știu. Mi place povestea Star Wars, e cât de cât ok. Eu merg pe Republica, îmi place culoarea albastră. Mi se pare ok, faină. Oricum, ceea ce e un fel de backstory, advanced class. Jocul te ajută foarte, foarte mult să înțelegi clasa, adică nu e numai gen, băi, îmi place cum arată costumul la ăsta sau la ăsta și, oh, aici am un pistol, acolo nu e un pistol sau tot așa. Și nu e neapărat clasa asta. Oricum, jocul este destul de vechi, e de prin 2011 decembrie și are niște chestii pay to play, pay to do something. Adică poți să mergi cyborg, human și mult mai multe chestii. Nu știu dacă te ajută cu ceva, dacă alegi, știi tu, adică gen, nu prea scrie. A, uite, ai un social, scan de trebuie critical cybernet. Wow, social. Rallies. Nu știu ce înseamnă Rallies? Ah, mă rog. Oricum, asta e ca și cum înțelegi gen Republica, Jedi, poți mai departe. După aia înțelegi ce sex care vrei tu. Care vrei tu să joci, bineînțeles. Bun, poți să-ți bagi random, în caz că n-ai ce... Oh shit, ce mare, oh shit, ce... Ce cu barba asta? Wait, ok, stai. Ai, să fac, dude. You can make it, come on, așa, bravo. Nu ne place. E o groază de... Căcaturi în care poți să legi. Unii sunt grași, unii sunt ciudati, unii sunt mori. Dar, sunt o groază din care poți să legi. O să încine la un body scale cât mai normal. Mă rog, să zicem. Ai o groază de chestii în care poți să legi, de la skin color până la... cum se numește, culoarea părului și e diversitate. Asta e drăguț, știi? Adică, nu multe jocuri au diversitate. La unele chestii, la customizație. Customizație? Character creation? Nu știu. Mergem pe culoarea asta. Hero la fel, ai o groază de frizuri din care poți să alegi și pur și simplu ai stau ori întregi. Ok, chestia asta e cam... emo? And shit? But it's alright, ok. De ce am schimbat culoarea? Mă, nu contează. Ok, mergem kill? Nu mergem kill. Cui place să fie kill? Dacă se uite un kill la chestia asta, eu n-am nicio responsabilitate. La fel și mustața. Adică unele mustăți chiar sunt ciudate. Ok, asta e și Valhalla. Mergem pe mini bărboiul. Ok. Sunt o groază de bărbi. Prea multe. Complexion? What? Nu știu ce să zic. Sper să nu mai cât mai normal chestia asta. Sau... da. Scars. Poți să alegi dintr-o groază de scaruri. Cicatrici. Ce vrei tu. Și unele chiar sunt faine. Poți să dai locking ca să nu se mai resteze la... De exemplu, nu mai vreau să resteze cicatricea asta și dau random și tot așa. Adică, jocul te lasă să alegi, părerea mea, e destul de ok. Bine și unele fețe sunt ciudate, ok. Mergem pe asta, pare mai... Anakin Skywalker. De fapt nu contează. Ok, până și numele poate să fie random, deja garaj. Nu, ne merge cu Zarfant. Play. Mi-a luat Zarfant, pe bună. Start playing. Poate am făcut un cont mai de mult, nu știu ce să zic. Oricum, jocul este publicat de EA, știu că sună rău, foarte, foarte rău, și produs de BioWare, ceea ce sună bine, nu? Oricum, ei nu prea s-a băgat pe jocul ăsta decât că, bă, vrem niște chestii. Înainte jocul era pay-to-play, buy-to-play sau ceva de genul ăsta și prin 2012 s-a lansat din ca free-to-play, prin iulie, august, ceva de genul. Oricum, în decembrie 2011 mi se pare că a apărut prima oară și în 2012 free-to-play, ceva de genul. Sunt o groază de cinematice și aș vrea să dau skip la ele și deși sunt drăguțe și toate cele. Jocul se bazează pe poveste în general, adică te-am auzit, în rest PvP e cam nașpa sau gen unii ăia care bagă bani câștigă și
ce mai e pe acolo, nu știu, cred că doar povestea muzicii e bun, restul sunt numai căcaturi. Asta e tot ce am auzit, adică, what else? Și tipurile sunt ceva de genul, you can press escape, să părăsești o conversație. Dar pentru un joc din 2011 să aibă conversație și tot de cele mai RPG care vrei să joci, bă, am chid de single player, dar parcă aș vrea să joc online o campanie bună. Ne băgăm la Star Wars atunci, ok? Ok. De ce mi arată cam 6 mesaje? Asta e serverul pe care sunt? Ok. Nu știu ce am făcut. Pot să dau skip la chestia asta? Da, pot să dau skip, ok. Zarnot, ro, zarnot, trebuie să fac ceva zarnot, ro, sau ceva de genul. Îmi place că ți arată tot ce trebuie, dacă vrei să mici, dacă nu, ții WA să dă. Tutorialul e destul de simplu și poți să-l înveți foarte, 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 oh shit. Nivel maxim e 60, ok. Ce trebuie să facem? Cred că să mergem cu asta să vorbim. Speak, click dreapta, ceva de genul. A, trebuie să ajutăm cinematicul sau ce? Plătistor. Lasă-mi eu? Da, lasă-mi eu. Yay, bitch, be like what we? Am o sabie. Și chestii. Are destul de ciudat, gen sensei, master me. Welcome to Typhon. Trebuie să-mi fac potroș. Everyone at the temple is looking forward to. E plisită. Am dat un fel de schimb la chestia asta. I had the picture. The Jedi Council will assign. Ce am zis că poți să faci alegeri în jocul ăsta și da, asta e povestea bună. E un fel de Mass Effect care gen trebuie să iei pe mai multe drumuri, dar tot pe la final ajungi pe acolo sau tot cu aceeași NPC te întâlnești. Foarte rar te întâlnești foarte chestii. E un genul un sistem butterfly care se întâlnește înapoi și I'm eager to face these trials. Where do I start? There's a speeder here that will take you to. Hang on. Getting an emergency signal. Flesh raiders, armed with blasters? He must be mistaken. I'm mistaken or not, that Padawan is under attack. They've never come this close before. Flesh raiders are a species of hostile natives. They're smart enough to use tools and violent beyond reason. I'm sending every able-bodied Jedi down to the Padawan training grounds right away. Especially you. Just point the way. I'll handle the rest. Take the speeder outside to the training grounds, push back the flesh raiders, and find out if they're really using advanced weapons. Go. I'll catch up with you after I alert the Jedi Council. May the Force be with you. Deja ce vă fază cu May the Force be with you? Ok. Nu pot să alerg? Nu pot să... E cam ciudat cum îl lipită sabia, dar... Sunt deja doi player aici. Adică oricum poți să-ți faci jos de prieteni și chestii de genul ăsta. Poți să mă selectez, wow. Nu pot să atac pe nimeni. Aparent trebuie să mergem aici. La punctul ăla verde, cred că. Altfel nu prea avem pe unde. Titluri, chestii, n-avem. Apply, a, avem mai multe outfituri, ok. Uite player, ok. Dăm un taxi. Dăm taxi-ul, nu pot să-l conduc. Nu pot să-l conduc la naiba. Come on game, you can do it. I think so. I hope so. Nu, I think so. Îmi place că tot întorc camera pe aici și deși genul. What the fuck you want? Încă nu merge harta? Gata. Uite, de exemplu, a luat-o... Uite, Tignars. Defeat. Și uite, defeat Flesh Raiders. Îmi place că deja ajunge și ucide totul. Kill them all. Clar, notificație ca ceva cu YouTube. Băi, dar trebuie să ucid o grază, să cred că e foarte așa mai nașcă. Băi că faci puncte de combo și chestii de genul ăsta, nu știu cum colectez. Nu pot să colectez mai simplu? Da, mă rog. Ok.
Trebuie să ajungem în trei. Nu știu că genul mini descrie ce care arată ce faci sau ce poți să faci. Și mă, ăștia apar destul de ok. Sau cred că apar normal. Ce puțin ies din pământ. Nu știu ce să zic. Ok? Trage în asta. Targetite? Ce de mă? Îmi place că acolo tu se arată o luminiță ca și cum vezi că poți să colectezi de aici. Și este în gen, oh no shit, da. Sau gen, you don't say, știi? Sper că am jucat pe high și cred că m-ar fi interesant să văd jocul cum e și pe... cum se numește, medium? Sau... ceva de genul ăsta, îmi place că sunt Jedi care pot să... Waaa, ștum, ștum. Ce mă fac? What the fuck, ce cu săritura aia? Ok, înțeleg că îi place asta, păi, am înțeles. Gete. A, trebuie să fac puncte și cred că fac puncte aici pot să folosesc doiul ăsta sau tot așa, știi? Dar... e și să-i sem. Și ăsta e ultimul, cred că nu? Ok, și acum să vedem ce-i ce. Mică cal. Aaaa, cine mă... Flesh Raider shot me in the leg while I was rescuing some Padawans. Don't know where these things got blasters, but... I know how to use them. I've been evacuated to a med center, but the fighting isn't over. I'm up to my neck in monsters here. Another Padawan found a cave tunnel the Flesh Raiders used to enter this valley. I need you at that tunnel, making sure the Flesh Raiders don't get any more reinforcements through it. I'll find this cave tunnel and seal it. We need to end this conflict before anyone else gets hurt. Find the tunnel along the mountain range. May the force be with you. Prea multă vorbăreală. Ok, revin imediat. Bun, acum jocul este pe medium. Nu cred că e mare diferență. Poate un pic la luminozitate. Dar... oricum, se poate observa că... vezi, se zice ce, că vezi, tot este curopul ăla. A, când mă miști, nu se zice la toate lumea. Signal. Trebuie să duce cât mai mult signal sau ceva de genul? Nu, nu cred. Trebuie să activezi chestiile astea? Poate? Aha. Ah, genul ăsta e un fel de side quest care îl descoper. Drăguț. Ah, gen pe toată raza asta sunt cui și eu trebuie să le caut, să le deschid. Hai să vedem cum e cu notul. Deși mi se pare că am la medium, nu? Nu prea, nu, nu mergea. Nu, trebuie să mă mai adem. Să vedem dacă merge logica. Nu, asta e cață pe această încă. Îmi place logica asta cu cățărătul. Mare mamuță? Nu. Dacă pur și simplu dau aici cu sabia, oare lovesc pe cineva? Nu, lovesc pe la care am target, ok? Îmi place că gen pot să dau doi. Oh, oh, ce șmecheră a reflectat aia. Oi, du-te, bă. Ok. Du-te. Du-te, 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 du-te. Așa, fain. Liberează. Acum mă pune să fac gen una de 6 și chestii de genul ăsta. Asta mi se pare ceva stupid. Ai eliberat-o cușcă? Nu. Jocul zice, nope. Nu s-a întâmplat asta. Și tot așa poate să zică. Dar, nu, no, de ce? Cum să nu? Logică. Aaaa, face cum vreau. Oh, apără? Gol. Deci apare niște mecanici destul de interesante pentru că din 2010 sau 2010. Și am făcut și level deja. Deschidem chestia asta. Oh, și îți dai și bonus dacă faci level up, ok. Inspect, mai e până fac eu lor de ăla la nivel 10, ok. Mai caută cuști, my friend caută cuști. Îmi place sistemul de tab. Adică e destul de interesant. Dar mai trebuie cum se numește de-alea cușculițe. Deschid. Uite acolo pe mai una. Sau pe aici.
Oricum aici, dacă dai pe hartă, ți arată că în zona asta sunt cât mai multe. Deci prea de acolo. Nu prea vreau să mă duc mai aproape, vreau să caut cuști. Aaa, dacă folosește ăla, oare mă, nu mă las pe mine? Nu, nu mă las, ok. Ce va trage mine? Nu vreau să mă duc. Merge acum? Mersi. Wow, wow, dau misuri, ok. Mersi game. Mersi game. De ce nu vreau să folosesc pușca aia sau să vezi chestii? Să uite tipa aia. Hai, ce nașa. Uite-o cu șeo. Măcar atâta, nu? Trebuie să le până acolo? Era bine dacă avea niște shift, ceva, jocul? Nu știu ce să zic. Asta e părerea mea. Un shift? N-ar fi strigat. De la o. Ce să lupt un pic din gameplay, mecanici și tot de cele... ăsta dormea. Ok. Să vedem dacă mai găsim ceva pe aici. Cu pușcă ceva n-ar fi rea. Vreau să ignor că știu cât de mult se poate. Dacă mă lasă jocul, bineînțeles. Dacă trage mine, oare îndă cheza? No, perfect. Temporalul-ul. Face. Glumea. Cet, cet. E, încă vin după mine? Da. Ok, mai bine să-i ucid. Înainte să fac rău de probleme și mai mari. Mă ajută tipul ăsta? Mă ajută. Uite. Dragul din partea lui cum ajută. Hei, hei, spatele tău, amice. I-am salvat viața. Ai trebuit să mulțumesc. Olb runner. Nu mă las să folosesc cușca aia. Fuck it. Deci cam te plin pe aici și vezi dacă mai e ceva prin jur, dacă nu... asta e. Oricum mai sunt doar două cuși de ucis, cred că. De ucis de găsit. Și după aia, jocul te lasă să bă, du-te și ucide de aia, primești bonus. Uite unde? Chest. Cred. Ok. Dacă de așa? Ok. Pericol. Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Mori, mori. Nu, nu, nu. Spam, tu mai spam. Okay. Nu, nu, nu mă interesează colectul. Îmi pare rău că fac chestia asta, dar vreau să fac mai multe misiuni, să vă arăt cum se face și colectul puteți să-l vedeți și voi, adică... I don't know. Try it. Givite-și ceilalt. Chains. Și to. Mi se face viața repede, ceea ce e ok. Oooo, ce nucă! Trebuie să lasă să se execute mișcarea. Ok? Nu ok, destul de bună mișcarea. Mai sunt prin zona de astea? Hai să nu. Nu, nu, nu știu cum mai sunt decât ăla, dar a cam distrus tipa asta. E cam nașpa, pe departe. Pentru că gândește că la început, când era o groază de astea, lumea se căuta și se creștea și nu găseam unde asta să ia și ei o bucată de cizmă, ceva. Ce faci, dude? Nu pot să urc, jocul la tine să te ucid. Oh, sunt mai mulți, ok. Era fain dacă era o pușcă, ceva. Mori, 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 mori. Target is dead. Thank you. Thank you very much. Tot mai vreau să mă găsesc o cușcă de aia, dar... Dar uite, în sfârșit, mă... Pe bune, chiar era bun șeft aici. Era super bun. Îmi place descrierea asta, că gen trebuie să... Oh, să-ți încălăsești chestii. Să-ți încălăsești chestii. Să-ți faci chestii. Ok, te ce faci tu? Big guy. Ok, și tu ești mort. Papa. Bun. Sunt curios dacă primim ceva după asta sau pur să prinde de loot sau chestii. Oh, două chestii. Interesant. Bun, hai să mergem la Gnaaaat. Ok, ce asta? Cizme. Uite că se schimbă cizme, ce drăguț. Și pantaloni. Și chestii. Nu știu ce am făcut. Și am primit o medalie. Ok. Aparent trece pe lângă chestia asta și-l căutăm pe Gnaaaat.
Rehabar n-am pe unde. Dar le voi găsi eu. Cumva. Am vrea să-i parte cealaltă râului. Security Gnarls Cavern. Ok, o luăm încoace atunci. Cred că merge într-o peșteră și cam aia e, nu? Mai nu, aș vrea să nu ceva. Oare mobia e în nivel mai mare, nu sunt level 3, sunt level 2, nu mai mult și fac level up, deci cam poate sens să vin pe aici. Nu, nu, bă da. Hai, story-ul mă trimite pe aici, ce vrei să fac? Ok, dungeon. Pot să dau la preferință ceva pe aici undeva, cred că nu? Da. Ok. Da, timpul de dungeon. Facem dungeon-ul ăsta și după aia închis videoclipul. Închis videoclipul. Zici că are puton de switch-o. Poți să închis când vrei să nu. N-ai văd. Am închis nou. Moare. Brut. Mi se pare super că protejează și chestia asta cu... e verde. Când chestiile se schimbă la culoare, e totdeauna mai bine. Ok. Oh da, I'm sexy, and you know me. Aș ajut un băț. Nici din momentul în care eram ceva genul, dar de ce n-am un sabie? Și după aceea sunt ceva de genul, oh, stai, stai cu asta. Sincer, jocul e chiar e bun. Dacă stai să te gândești, e la calibru, la grafică, față de jocuri din 2013-2014 care sunt lăsate și se arată chiar bine, alea care arată bine, nu alea nașma. Și e destul de super, părerea mea. Oare pot să gen să... Nu folosesc pe cea? Uite că e și un bonus. Poți să ieși poți să... N-am fall damage. De ce nu știu dacă e super sau nu aș fall. Catom! Experiența vine, pleacă. Nu mă duc, cu ce chestii. Mai trebuie să mai ucid unul sau poate mai găsesc pe acolo? Mai trebuie doi. Cred că găsesc sus, nu uite că sunt player așa. Player? Nu. NPC-uri. Ego. Stop struggling, Padawan. Your life was over the moment you set foot here. Yomahatachi wanchi, ayitiupi. Because the order must evolve, and you are weak. Whoever you are, step away from that Padawan. You are... dangerous. You killed my soldiers. Oh, shit. Not attacking, cleansing. Dacă cineva care seamănă cu ăștia, fără supărare. Kenijin, you're done. Lay down your weapons. I don't want to hurt you. The old order is dead. Long live the new order. Are o sabie albastră. De ce am una galbenă? Duelist, nu știu. Pa-pam. Hai să vedem ce nici tipul ăsta în cinematic și după aia cred că asta e. Îmi pare rău. Tu de unde ai apărut? Bună. Fakotachi Otto Endiha. Thank the force that you're both safe. This man's no Jedi. At least not one of us. He organized the attack on the training grounds. Called the Flesh Raiders his soldiers. I warned the council these natives aren't mindless beasts. This is proof. This lightsaber. There's something familiar about it. Strange. You held off all these attackers by yourself with only a practice saber. Impressive. I followed my instincts. That's all. Well. This battle's over, but we don't want any more flesh raiders coming through here. Chicken up by Apollo. Look, pistol. What the fuck? Îmi place că se mișcă și ecran. Vreau din intrare, ok. E destul de badass tipul. That should hold them back for now.
want to learn how to do that. I'll spend a few decades practicing. Huh? And you'll pick it up in no time. I know. No wonder your power cooker to Ronti. Not yet. I'll get you to a med center. You seem all right to travel alone. Report to the Jedi Council. This valley isn't safe yet. I don't feel good about leaving. We have Jedi Knights rooting out the last attackers. You're needed elsewhere. Follow the path leading out of this valley. You'll find the Jedi Temple through the mountain pass. See you there. De ce nu mi-a dat sabia aia? Vreau sabia aia. Oricum, jocul chiar arată bine și ce pot să zic e că a fost chiar interesant, bun. Toate cele sunt faine. Îmi primim ceva în inventar? N-am primit ceva în inventar. A, pe bune, m-a atacat acum. Haide mă, îmi vrei o armă nouă. Către lui, a, mi se pare că, oh, poți să le vezi și pe tine, pe bune. Vreau armă nouă, totuși. Ok. Bun, păi ce pot să mai zic? Sper că v-a plăcut acest videoclip. Jocul este fain, adică sincer mă gândesc la Wildstar și mă uit la asta și parcă nu e la fel de cartuniști, dar arată la fel de bine. Și pot să zic că jocul ăsta e un joc din 2014 sau 2015, dar oricum ce zice, arată bine mecanici, poate nu sunt geniale. Povestea poate să fie super, merită o șansă, dacă vrei să-ți pierzi timpul cu un joc bun, ăsta e jocul. Categoric merită să-ți pierzi timpul cu ăsta. Până pe atunci, sper că v-a făcut acest first look și pare rău dacă am lungit o chestie la customization și alte chestii. Pentru sugestii pentru alte jocuri, lăsați în comentarii și critici dacă vreți să vorbesc mai calm, mai încet, mai lent, să tac la cinematic. Ce? Ce? Mă gândeam acum că de ce nu există zona care să ai mă rog, asta mă supără. Oh, și ce? Până ajung acolo. Și dați ceva gen share să ne dea mount la început de jocul ăsta sau orice să alerg mai repede, pentru că ne trebuie. Sau mi-ar trebui. Sau ne-ar trebui. Oricum, până pe atunci, pe data viitoare. Salut!